Bună ziua, bine v-am găsit la o nouă emisiune pe care noi organizăm la Școala de Afaceri Ecologice din județul Cluj. Astăzi suntem în Comuna Mărgău. Avem în fața noastră un public format din agricultori din Comuna Mărgău, din satele aparținătoare, crescători de animale, producători de zmeură, diferite domenii din această comună. Obiectivul școlii noastre este de a organiza din punct de vedere juridic sectorul de producție, procesare, vânzare, aprovizionare din mediul rural. Vorbim de o școală de afaceri ecologice în care obiectivul nostru este acela în care prin această organizare ne dorim ca fiecare fermă să poată trăi, fiecare agricultor dintr-o fermă din această comună, Mărgău, să poată trăi decent. Săptămâna trecută am fost la Negreni, săptămâna viitoare suntem la Mărișel, acum 2-3 săptămâni de zile am fost la Huedin, ne vom plimba din comună în comună cu scopul de a organiza sectorul de agricultură ecologică din fiecare comună. Obiectivul financiar al acestei școli este unul foarte simplu, ca fiecare familie să poată câștiga un venit net, un profit net de 1000 de euro pe lună, indiferent de afacerea pe care agricultorul, tânărul agricultor, și-o alege. Când zic tânăr agricultor, mă refer la om tânăr, la trup sau la spirit, oameni care pot pleca de la 30 de ani până la 40 de ani, sau chiar mai tineri, 45 de ani, oameni care să poată să ofere copiilor lor o viață mai decentă în mediul rural. Azi la Mărgău suntem într-o zi mai specială, pentru că avem ca și invitați doi colegi din Franța, o familie de agricultori în care unul dintre ei, René, soțul René Becker, a practicat agricultura timp de peste 20 de ani în Franța. Soția lui, Ruxandra, o româncă de-a noastră, dar mai mult franțuzaică decât româncă, care este implicată în diferite acțiuni la nivel mondial, din Australia până în Afganistan, de organizare a femeilor ca și antreprenori în mediul rural. Deci doi oameni cu experiență la nivel internațional și în Franța. René, care este mai mult decât agricultor, este un președinte de asociație, se cheamă Terre et Lien în Franța, Pământ și Legături, am putea noi spune în limba română ca și traducere. O asociație care și-a propus un scop destul de nobil de a salva de la dispariție și de a reinventa ceea ce noi numim în România țărani. Într-o țară în care noțiunea de țăran este destul de rară, într-o țară în care săptămânal dispar 200 de țărani în Franța, ferme care nu mai fac față economiei de piață, ne interesează în ce măsură experiența lui René din Franța, care reinventează țărani, o expresie destul de curioasă și ciudată, o să vedem noi ce înseamnă munca lui, cum într-o țară europeană, Germania, Franța, oricare dintre ele, ce probleme au aceste agriculturi încât dispar țăranii, iar noi, ei, în cazul de față, sunt obligați, ca în jurul marilor orașe, de a cumpăra ferme ca și asociație non-profit și de a căuta tineri din mediul rural sau din mediul urban, foarte mulți o să vă spună din mediul urban, de a căuta tineri doritori de a deveni țărani, sigur, în agricultură ecologică, că asta este contextul nostru de lucru. Cum ne vom organiza în ziua de astăzi ca și muncă? Noi am început de dimineață să vedem care sunt principalele zone în care agricultura românească nu este organizată și am identificat cele 5 categorii de activități care în România ar merita să fie organizate din punct de vedere juridic un pic mai bine. Ne interesează să vedem ce se întâmplă în Franța în domeniul producției, dacă țăranii lucrează de unii singuri sau lucrează organizați 2-3 la oaltă, dacă în privința procesării de produse agroalimentare, ecologice sau de altă natură, agricultorii muncesc individual sau sunt organizați în forme de organizare, o vedea de care. Să vedem dacă în materie de vânzare agricultorii sunt organizați, dacă vând de fiecare individual sau vând împreună 2, 3, 5, 20 de agricultori și ce motive îi împing pe ei să vândă împreună. Vrem să vedem cum își cumpără ei consumabilele necesare în fermă, cum își cumpără îngrășămintele, cum își cumpără substanțele de tratament sau orice altă substanță necesară sau echipament într-o fermă.
Iar pentru asta avem nevoie de o expertiză pe care, din păcate, într-o țară ca și a noastră, nu avem și avem nevoie de voi, René și Ruxandra, să vedem cum agricultorii voștri sunt organizați și ce putem învăța din experiența voastră. Să vedem care dintre colegii noștri din grupul de astăzi prezent aici îi putem urca în mașină, pe banii lor, bineînțeles, ca să venim să vedem ce ați făcut mai bine decât noi în Franța. Dacă sunt lucruri comparabile sau nu cu țara noastră. Poate încercarea noastră nu va da niciun, nu o să avem niciun sorț de izbândă, pentru că e așa de diferită agricultura franțuzească de cea din Mărgău, încât nu avem ce învăța de la ei. Sau poate sunt lucruri pe care le putem învăța de la voi. René, Ruxandra, sunteți la Mărgău, într-o comună de munte din România. Pentru noi este foarte interesant să vedem dacă, din experiența franțuzească, noi, țăranii din Mărgău, putem învăța ceva. Sau dacă noi, cei din Mărgău, v-am putea învăța pe voi în Franța, poate o poveste și mai interesantă, pentru că ieri, când am fost în Maramureș și în Hunedoara, mi-ai spus că aveți foarte multe de învățat de la noi. Și suntem foarte curioși ce anume. Bonjour, merci de me donner l'occasion de parler ici. Bună ziua, vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vorbesc în fața noastră. Depuis deux jours, nous voyageons ensemble dans votre magnifique pays et j'espère qu'on pourra créer des synergies entre les deux pays. De două zile călătorim împreună în țara noastră minunată și sperăm că s-ar putea crea anumite sinergii între cele două țări. Je ne sais pas si l'expérience française est transposable telle quelle ici dans votre pays. Mais en tout cas, le fait de témoigner des expériences que nous avons faites peut être intéressant pour vous si vous venez en visite et voir ce qui est bon pour vous en Roumanie. Nu știu dacă experiența franceză poate fi direct transpusă, dar în orice caz să fie interesant să veniți în Franța și să vedeți ce se întâmplă acolo, în ideea de a adapta ceva din cele ce vedeți acolo aici. Quand j'étais jeune étudiant en agriculture, j'ai visité des régions de France et j'ai fait des stages où on voyait encore de l'agriculture comme ce qu'on a vu hier en Maramureș. Când eram student și am vizitat ferme în anumite locuri din Franța, am văzut situații pe care le-am regăsit aici în Maramureș. Aujourd'hui, malheureusement, c'est terminé, c'est plus qu'une carte postale et la plupart des fermes qui ont survécu, qui sont encore là, sont rentrées dans le broyeur de la mondialisation et de la modernisation avec des choses pas toujours très constructives. Din păcate, astăzi toate aceste lucruri au rămas ca niște cărți poștale și toate aceste realități au fost transformate în mașina asta a mondializării care a standardizat lucrurile. Moi, je n'ai pas été fils d'agriculteur et j'ai beaucoup dû me battre pour pouvoir m'installer sur des terres, trouver des terres, avoir le droit de m'installer. Être reconnu par les autres paysans et je l'ai fait pendant 25 ans. Eu nu am fost fiu de țăran și a trebuit să mă bat foarte tare ca să fiu recunoscut, să pot să fac meseria de țăran. Pour la présentation. Mulțumesc, René. Vom încerca să înțelegem din experiența voastră, poate sunt lucruri care le putem învăța. Noi suntem în situația în care la nivel de producție, procesare, vânzare, aprovizionare, lucru cu utilajele, nu avem forme organizatorice în România. Avem 5 probleme mari. Suntem dezorganizați în materie de structuri de aprovizionare, nu avem organizare la nivel de producție, nu avem organizare la nivel de procesare, avem probleme mari cu vânzarea și este prima problemă pe care un țăran român o pune oricărui individ care ajunge aici la Mărgău, de exemplu. Și evident, în materie de utilaje, avem probleme mari legate de lucru cu utilaje performante. Pentru că avem utilaje în Mărgău. Dar îmi spuneau colegii azi dimineață că nu sunt cele mai performante din lume și că uneori și-ar dori și ei o altă organizare încât să muncească cu utilaje mai performante. Și ne interesează din aceste 5 capitole, care crezi din experiența franțuzească că ar putea primul dintre ele să fie adaptat situației din comuna Mărgău din județul Cluj? Moi, je verrais deux champs d'action. Essayez de vous organiser pour acquérir du matériel en commun
Lorsque c'est du matériel très spécialisé pour une récolte particulière, par exemple. Văd două câmpuri de organizare. În primul rând, în materie de utilare. Dacă aveți nevoie de anumite utilaje performante, aș vedea acolo deci, posibilitate capitolul 5, de organizare. Organizare în structuri, vedea cum le spune ca și denumire pe partea de utilaje și... Et là où on a certainement une longueur d'avance sur vous, c'est l'organisation de la vente directe, les AMAP, et on pourra peut-être en dire deux mots de ces formes de vente. Și celălalt câmp de organizare unde avem o lungime de în avans față de dumneavoastră se referă la partea de vânzare, unde ne pricepem mai mult, mai ales la vânzare directă și unde există anumite forme, cum se numește în franțuiește AMAP, de care poate merită să vă spunem câteva cuvinte. Am fi tare bucuroși, René, dacă pe aceste două capitole, vânzare și utilaje, am putea vedea împreună aici cu colegii din Margău ce trebuie făcut în mod efectiv pentru a putea să plecăm la drum cu o organizare a agricultorilor de o altă manieră. Ce qu'on appelle les CUMA en France, c'est les coopératives d'utilisation de matériel agricole. Elles peuvent se faire à 2 paysans, à 3, à 10. Nous étions dans une CUMA de 120 paysans. Așa numitele CUMA, coopérative de utilaje en commun. Aceste cooperative CUMA se pot face între 2, 3 până la mai în situația lui Rănea au fost 120 de țărani care s-au unit în această asociație pentru utilaje. Et on avait acheté 60 machines et on adhère uniquement pour la machine dont on a besoin. Noi am cumpărat 60 de mașini, însă fiecare dintre persoanele care se asociază în această organizație se asociază numai pentru mașinile de care are personal nevoie. Pour chaque machine, il y a un registre des heures d'utilisation ou des hectares qui sont fauchés ou qui sont battus à la moissonneuse batteuse et à la fin de la campagne, on fait le bilan et on répartit les charges en fonction des hectares ou des heures d'utilisation pour chaque paysan. Pentru fiecare țăran membru există un mod de a contabiliza numărul de ore și suprafața de teren pentru care au fost utilizate mașinile, astfel încât să nu plătească decât pentru timpul și suprafața pentru care au utilizat mașinile respective. On passe au deuxième chapitre sur la vente. C'est peut-être là où vous avez le plus d'atouts entre vos mains. Vous avez de l'or entre les mains. Mais malheureusement, la production mère, la production première, n'est pas valorisée et pas payée aujourd'hui. Dacă trecem la capitolul următor de vânzare, acolo este poate locul unde aveți, să zicem așa, aur în mâinile dumneavoastră, adică produse de foarte bună calitate, însă vânzarea nu este organizată în așa măsură încât să valorifice după cum merită produsele de care dispuneți. Et ce sont des intermédiaires qui se sont installés petit à petit et qui prennent la marge au lieu que ce soit vous qui gagnez plus d'argent pour votre travail qui est beaucoup plus physique, plus pénible, plus dur. C'est vous qui avez investi alors que celui qui fait le commerce ne fait qu'une partie et il prend plus de marge, c'est anormal. Există acești intermediari care se plasează între dumneavoastră productori și clienți și care, din păcate, iau ei marginea cea mai mare de profit în timp ce lucru, munca pe care ați depus-o dumneavoastră pentru a crea acele produse este mult mai grea și mai mare în timp, mai importantă decât ceea ce fac acești comercializatori. Si vous venez en France, vous verrez ce genre de petite cabane au bord des grands axes routiers ou à l'entrée d'une vallée dans laquelle tous les producteurs intéressés se regroupent pour vendre leurs produits dans une maison comme ça. Dacă ați veni în Franța, ați avea ocazia să vedeți astfel de încăperi, cum e aceasta în care ne aflăm, care fie se află într-un sat, fie la intrarea într-o vale, și unde producători din zonă, de producători de produse diferite, își prezintă marfa împreună în acest spațiu.
Je ne connais pas la situation en Roumanie, mais en France, il y a un grand, grand fossé qui s'est creusé entre les gens des villes et les campagnes. Et la confiance dans l'agriculture est en train de s'effondrer à cause des scandales alimentaires. Et il faut recréer du lien et de la confiance entre les producteurs et les consommateurs. C'est pour ça que la vente directe est si importante. Nu știu care e situația exactă în România, însă în Franța s-a creat în ultimii ani un adevărat șanț între producători de la țară, fermierii, țăranii și consumatorii de la oraș și este foarte important să strângem legăturile, să recreăm legături între vânzători și cumpărători ca să trecem dincolo de toate neînțelegerile și toate supărările care au fost create printr-o informare diferită a consumatorilor. Deci e foarte important să avem acea vânzare directă. Et de magnifiques régions comme ici, de mon point de vue, ça pourrait être transformé totalement en agriculture écologique, en zone écologique, et tous vos produits pourraient être un phare, je ne sais pas comment s'appelle la région, c'est... En Cluj. Voilà. Avoir comme un vrai label de région écologique et tout le monde serait très fier de vendre ses produits avec cette marque. Sunteți într-o regiune minunată, produsele sunt de bună calitate, ar fi ideal să faceți întreaga vale să o certificație ecologic și toate produsele să aibă o valoare adăugată mai mare prin acest fapt și să poată fi vândute și astfel să vă faceți o reclamă întregii regiuni, județul Cluj. Mulțumim până acum pentru răspuns. Hai să vedem un picuț, să mergem mai departe cu discuția noastră. Spuneai, René, de vânzare directă. Vânzarea directă la voi se face în ferme, nu? Se poate face la piață, dans les foires, în târguri, în magazine proprii, spuneai mai înainte, cum este această construcție, sau direct la consumator acasă. Des réseaux qui ont une éthique irréprochable comme Biocoop, qui travaillent vraiment avec des consommateurs. Sans une coopérative, hein? Il y a une charte éthique très très rigoureuse sur la plus-value payée aux paysans. Sau cu anumite rețele, cum este în Franța, de exemplu, o rețea anumită Biocoop, care lucrează direct cu producătorii, dar pe baza unor charte. A unei carte de calitate. Carte de calitate și de onestitate etică, ireproșabilă, așa încât ele asigură producătorului un preț corect. Deci nu ia o margine prea mare. Suntem în mai multe sisteme de vânzare. Noi până acum în România, dintre aceste 6 sisteme de vânzare, la cooperativă nu știm să vindem că nu avem cooperativele de vânzare, nu? La consumator acasă nu știm să vindem decât ilegal, dar legal nu știm să vindem acasă. Magazine proprii, cei din sala din Mărgău, avem magazine proprii? Magazine proprii nu avem. Târguri specializate la care mergem cu produsele, mai mergem la târguri, nu vorbim de piețe, la târguri specializate. În România sau peste hotare, nu merge. La ora actuală ne vindem produsele în piața din Huedin sau Cluj sau în piețele locale, da, unde avem acces, că nu toate piețele din România avem acces, pentru că nu avem încă legalizată producția, nici procesarea. Vânzarea din fermă o facem, doar că în loc să vindem brânzeturi din fermă, vândem laptele din fermă. În loc să vindem cârnații din fermă, vindem porcul din fermă pe picior. În loc să vindem din fermă dulceața, vindem afinele din comuna Mărgău. Deci până la una alta știm un picuț să vindem, dar nu exact cum ar trebui, la fermă și pe piață. Noi nu cunoaștem aceste forme de organizare și ar fi interesant de spus cu care ar trebui să începem la Mărgău aici organizarea. Care e cea mai ușoară pentru noi? Care nu cere bani mulți, care nu cere minte multă și care nu ar fi mai potrivită pentru noi în zonă.
Si la question est posée, lequel est le plus intéressant, c'est forcément vendre à la ferme. On n'a pas besoin de se déplacer, les clients viennent et on a tout de suite l'encaissement. Dacă ar fi să evaluăm care dintre acestea ar fi cea mai profitabilă pentru noi, evident, e cea de vânzare de la fermă directă. Nu trebuie să ne deplasăm, consumatorul vine direct la noi. En France, il y a une expression qui dit il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et c'est très bien d'imaginer un panachage de 2-3 solutions pour chaque ferme. În Franța există o expresie care spune că nu trebuie să ne punem toate ouăle în același coș și există evident un amestec de maniere de a vinde care să le acopere pe toate acestea. Am înțeles. Bun, hai să dăm cuvântul în sală, să vedem un picuț. Sorina, ești președinte de asociație nou creată la Mărgău, ai vârstă potrivită, școală potrivită. Da, de unde începem organizarea de unde ai început tu, de exemplu, la Mărgău? Eu aș începe cu sfârșitul dintr-o cooperativă, deoarece... Începe de aici. Da, de acolo aș începe, pentru că dacă ar fi să începem cu vânzarea directă din fermă, asta ar presupune pentru fermierul respectiv care are, mă refer la partea de zootehnie, niște costuri imense pentru a-și putea autoriza ferma. Iar chestiile de asociație, adică formele de organizare care le reprezintă asociațiile, nu-ți permit și vânzarea, implicit fiind forme juridice non-profit, cooperativa ar fi singura care ne-ar putea ajuta să putem ieși pe piață și să ne putem desface produsele. Cooperativa de vânzare, spui. Cooperativa de vânzare, da. Dar înainte de a fi cooperativă, nu era mai ușor magazinul în care 5 țărani de aici să-și facă un magazin împreună, cum e construcția asta frumoasă în care suntem astăzi aici? Da, acum nu știu dacă legea ne-ar permite să vindem în magazinul respectiv produse care nu sunt dintr-o fermă autorizată. Din câte știu eu, doar pe baza certificatului de producător, dar acum se schimbă legislația în vigoare și încă nu se știe concret ce va fi. Ca și certificat de producător, n-ai dreptul să vinzi produse procesate. Adică nici brânză n-ai voie pe certificat de producător, nici dulceață, nici cârnați, nici altceva. Decât produse proaspete, decât gen produs lapte, brut. Caș. Ori noi vrem să vindem în acest sistem de vânzare directă doar produse finale, produs procesat, pentru că acolo aduc valoare adăugată. Nu-mi permit să scot energia acestui munte care înseamnă afin zmeur ca să o dau la preț de bajocură în altă parte. Va câștiga intermediarul din ecuația asta. Intermediar înseamnă cel care va vinde produsul respectiv într-o altă țară sau unde îl va vinde la preț adevărat. Vreau să rămână această valoare adăugată la țăran în curte ca să poată să-și crească copiii corect. Cum fac? Da. Păi, la asta ne gândim și noi și v-am spus, singura soluție și variantă care o vedem ar fi organizarea în cooperative. De vânzare? Da. Câți, Sorină? Păi, acum ar trebui să fie câte un reprezentant din fiecare segment de unul producție. Unul care face pâine. Unul care face pâine, unul care procesează lapte, unul care... Dulcețuri. Dulcețuri, din fiecare segment să fie câte un om reprezentativ. Și brânzeturi, neapărat, că avem în sală colegi care au... Cei mai mulți sunt crescători de oi și de vaci. La exact, deci brânzeturi, neapărat. Da. Dacă se poate brânză cât mai diferită una de alta... Categorii. Cât mai diversificat, maturată, să fie o producție și produse cât mai diversificate, pentru că asta ar aduce cât mai mulți oameni în zonă și, bineînțeles, ar fi un interes mai mare pentru toți cei care ar ajunge aici. René vrea să spună ceva în discuția noastră, să intervină. Juste pour vous dire qu'on peut vous apprendre quelque chose, c'est faire des fromages. On a 350 fromages qui ont une marque déposée en France. Vreau să vă spun atâta, că am putea să vă învățăm să faceți brânză. Avem în Franța 350 de tipuri de brânză diferite care au nume de marcă. Deci puteți mânca una pe zi, în fiecare zi o altă brânză. Aproape. Un an de zile. Un an de zile. Înseamnă că... Sorin, da? Înseamnă că noi, aici la Mărgău, am putea să învățăm cum am putea să facem brânzeturi de gusturi diferite. Culori diferite, forme diferite. Eu zic că deja pentru asta, câți din sală, zicem, hai să vedem câți din sală pe banii voștri ne urcăm în mașină să vedem la René în zonă 10 feluri de brânză diferite. Hai să vedem sala. Eu sigur. 1, 2 oameni, 3, 4 oameni. N-ar fi o problemă de a băga mâna în buzunar ca să putem merge până în Franța ca să ne învețe René care a făcut brânză. René este un om care a făcut brânză.
Și ne poate învăța treaba asta. Este important. Foarte important. Atâta timp cât la mărgăm vom rămâne cu cașul nostru, care e foarte bun, evident, cu brânza noastră crudă și o vindem primăvara și toamna și nu o vindem iarna, nu e în regulă. René, văd că interzi. Quand se comprenne bien, j'ai pas dit que vous ne savez pas faire du fromage. Je dis que nous, on peut vous apprendre à faire beaucoup de sortes de fromage. Da, pas pareil. Am înțeles, René. Vreau să fie clar, n-am spus că nu știți să faceți brânză, am spus că noi vă putem învăța să faceți multe brânze, brânzeturi diferite. Poate le colorați mai diferit. Cred că aici e problema noastră. Nu știm să le facem de tot felul de gusturi diferite. Vreau să atrag un pic atenția de celebra brânză cu mucegai, care este o rețetă foarte grea de făcut. Ți-ai dori eu, Gabriele, să o înveți? Evident, evident, pentru că este o brânză de calitate. Avem la Cluj, aici, în județul Cluj, brânză de capră franțuzească cu mucegai, pe care colegii ai noștri au luat-o cumva din Franța, de la ei, de dincolo. Ar trebui să ne împărtășească și nouă rețeta. Că la fel, este... că aici avem brânză, da, da sigur, avem brânză din zonă, da, vândută la prețuri adevărate. N-aș vrea să vă spun la ce preț se vinde brânza de feleac în România sau în Europa. Deci o brânză făcută din lapte de capră, poate de mărgău, laptele. Nu știu, dar din zonă, de pe ce. Bun. Deci, n-ar fi o problemă, zici, de a ne urca în mașină, să vedem la ei acasă, ca să învățăm ceva din ziua de astăzi. Deci asta ar fi, să zicem, un prim câștig al nostru, da? Bun, ca să fie un pic un schimb echilibrat între noi, René, hai să vedem un picuț ce ai putea să înveți tu din Mărgău. Tu și cu țăranii tăi. Țăranii tăi în sensul de tineri orășeni francezi care devin țărani la țară. Par exemple, si je viens avec des jeunes ou des moins jeunes paysans, je vais leur montrer ce qu'on a vu hier, les dernières presses à huile de potiron. De exemplu, dacă aș veni cu tineri din Franța, țărani, le-aș arăta presele de ulei de sâmburi de dovleac pe care le-am văzut ieri în județul Am fost să căutăm Sorina ieri. Sorine, domnul vicepreședinte, am fost să căutăm ieri în Hunedoara, într-un sat aruncat acolo în vârful muntelui, printre ultimile prese de acum multe vreme, de un secol istorie, care fac ulei de dovleac. Știți, bărbații de la vârstă, important să bea ulei, e să consume ulei de dovleac. Și atunci am fost să vedem și am văzut țăran la 70 de ani în Hunedoara, în comuna Hălmăgel, unde o primăriță tânără aleasă ne-a dus undeva în vârf de munte să găsim o instalație extraordinar de simplă care face ulei de dovleac, un ulei care în România se vinde la Cluj astăzi în magazin ecologic la 90 de lei litru, 90 de lei litru în Cluj, în timp ce la ei se vinde la 60 de euro, adică undeva la 2.800.000 în banii noștri, același ulei de dovleac. Dovleac, mă refer la berbinița asta, de aici, de la, așa se spune pe aici, berbiniță. Semințele alea de berbiniță de pe aici, cu sau fără coajă, în care țăranii noștri din România, întâmplător din Hunedoara, au venit din Franța și am plecat ieri de la Sighet, am făcut 6 ore de drum, ca să vedem ultimul țăran, poate din România, care face încă ulei de dovleac. Ei, asta e păcare de dispariție. Ei mi-au spus, Avrame, n-ai voie să o pierzi. Dacă nu putem reconstrui o filieră de producție de ulei de dovleac sau de ulei de nucă, nu-i normal ca voi să pierdeți aceste tradiții pe care noi le-am pierdut și pentru care eu mâine pot să vin cu un grup de tineri țărani din Franța să le vadă și să le poată copia eventual ideea. Mais ça, c'était un exemple de choses que j'aurais envie de montrer aux Français. Mais tout le savoir-faire des magnifiques paysages qui sont aménagés partout. En France, si vous allez dans le nord, vous allez voir des paysages désertiques, désolants, où il n'y a que des céréales, pas d'arbres, pas d'animaux, et c'est vraiment triste, c'est vide d'âme, il n'y a plus de personne. Exemplu de mai sus era, se referea dacă aș fi adus pe cineva să vadă concret o activitate, dar ce m-a impresionat foarte mult în zona asta așa de frumoasă au fost toate muncile agricole care se mai fac încă aici la noastră și care, dacă ne referim la nordul Franței, nu sunt decât plaiuri întregi de sute și sute de hectare unde nu se întâmplă nimic, nu ai un pom, e ca un deșert
în agricultura modernă. Adică vrei să înveți de aici de la mărgău cum se cosește cu coasa, vrei să spui? Alors ça, je sais pas si tu as appris à faucher, mais j'ai appris à faucher, heureusement. Donc ça, tu vas pas m'apprendre. Pe tine, nu, dar pe tinerii tăi de la oraș vorbesc, care devin țărani acum în Franța. Alors les jeunes, je ne sais pas s'ils auront envie d'apprendre à faucher, mais ils auront envie de, d'apprendre à faire des meules, ils auront envie de mettre en valeur des petits pâturages, ils auront envie de voir la diversité des vaches avec des moutons, des cochons, comme on a vu hier. Il y a une forte demande de polyculture et de polyélevage. Să mă înveți să cosesc, nu, pentru că eu știu deja să cosesc, însă ce aș fi interesat să arăt la tinerii din Franța este să vadă cum pot amenaja o suprafață mică de fermă, cum să cosească, cum să facă claia de fân, cum să amenajeze o suprafață mică. Avram a vizitat cet été avec sa ferme, ce qui est un peu modèle, les Amanins, et ils ont un peu rigolé en disant « Mais tout ça, ce que vous montrez aux gens des villes, nous, on l'a encore dans notre pays. Mais chez nous, ça a disparu. » Avram a vizitat împreună cu soția în vara aceasta o fermă model din Franța, Les Amanins se numește, unde și-au zis, băi, tot ce ne arătați voi aici, noi facem zi cu zi la noi în România. Nimic nou de cosit, de mulți animalele. Da, pentru că, de fapt, ei pierzând țăranii, acum trebuie să reconstruiască ferme model, un fel de fermă pe care o găsim aici în fiecare curte la Mărgău, în care omul, țăranul de acolo, știe de toate, adică știe să facă toate activitățile dintr-o fermă. În timp ce la ei, în Franța, agricultorul știe să facă o singură operație și cam atâta. Cel care face cereale nu are prea multă pregătire, este foarte îngust specializat. Ori ei vor să învețe de la noi cum poți avea o fermă multiculturală, cu mai multe culturi, cu mai multe specii de animale, ferme mici, atenție, vorbim de ferme de 5, 8, 10 hectare de pământ. Pentru că la ei dispar ferme în fiecare săptămână, ferme de 50 de hectare, de 100 de hectare. Oameni care au împrumuturi la bancă milion de euro și ajung să mănânce la cantină de săraci. Acest sistem ei îl au și au mari probleme de a-l duce mai departe. Vor să învețe un sistem mai bine gândit pe anumite componente, nu chiar tot de la noi. Deci s-ar putea ca ei să aibă ce să învețe de la noi, câte ceva, evident, nu toate lucrurile. Je crois qu'un des problèmes fondamentaux, c'est que la paysannerie est en train de disparaître en Europe. C'est pas juste dans notre pays ou dans des régions chez vous. Là, il y a une érosion de la paysannerie parce que dans la mentalité, on pense que c'est un métier dégradant. Et nous voulons montrer qu'il faut une intelligence et une créativité qui revient dans les fermes. Donc beaucoup de jeunes des villes qui n'ont pas été fils de paysans reviennent, non pas parce qu'ils pensent être plus intelligents que les paysans, mais ils amènent des nouvelles idées et une autre façon de faire parce que les produits sont très très demandés maintenant. Problema care există nu numai la noi în Franța, dar în Europa și chiar și aici, este că țăranii din ce în ce mai mult dispar. Sunt pe cale de dispariție și că există și o anumită impresie că ei ar fi mai puțin bun decât alți meseriași, deci o anumită mândrie față de ei și că e nevoie de a se inventa forme noi în care agricultura poate să se mențină astăzi și pentru asta trebuie ca cei fiii țăranilor care sunt în orașe să întorc acasă la părinți, la bunici și inventează alte maniere de a se lega între ei ca să facă o activitate economică. Gabriel, tu vii de departe, de Mărgău. De unde vii, Gabriel? Tocmai din București vin. Bucureștean, bucureștean sau de-al nostru de aici din Mărgău? Cu rădăcini de aici. Ești mărgăuan de-al nostru. Da, sigur că da. Pentru mine, când mi-a spus președintele asociației Sorin că avem și un bucureștean venit aici special ca să vadă ce se întâmplă la Mărgău, a fost o mare surpriză pentru că este de fapt ceea ce ne dorim noi în această activitate, să vedem care sunt modalitățile prin care copiii din Mărgău, plecați în Italia, Spania, la distanțe foarte mari, ce motive i-ar putea pe ei determina să se întoarcă acasă și să rămână aici cu familia lor
Și faptul că tu de la București te gândești să te întorci la Mărgău, pentru mine este un semn foarte bun. Poate avem o speranță să ne aducem acasă copiii din Spania și din Italia. Ar fi o variantă bună, pentru că educația a scăzut foarte mult în ultimii ani, mai ales aici în zonă. Foarte multe școli s-au închis, practic mai este una singură, forță de muncă nu este. Bun, tu, Gabi, vei veni, te vei face mărgăuan în 2-3 ani, lași Bucureștiul pentru Mărgău, e mare lucru. Ce motive te mână pe tine de la București să vii în Mărgău? Sunt foarte multe motive. În primul rând, stresul care ne înconjoară acolo, poluarea, lumea, că nu este ca aici, sunt foarte invidioși, foarte dușmănoși, nu poți să te înțelegi cu oamenii de acolo. Aici ai tot ce trebuie, ai aer curat, ai apă, ai alimentele care sunt făcute de mâna noastră, pur și simplu. Adică noi muncim pentru ele și prin munca noastră putem să materializăm și pentru altă lume tot ceea ce facem aici, cu ferme de animale, de oi, de capre. Ne imaginăm, Gabriel, că emisiunea asta o văd acum 1 milion de țărani, de tineri țărani plecați în Spania, în Italia, și că te văd acum vorbind, tu bucureștean venind la Mărgău. Se vor întreba în secunda următoare, bine, Gabriel, dar cum vrea să te învețe profesorul sau René sau alții să câștigi 1000 de euro pe lună, net, la Mărgău? Că de fapt asta e miza pentru care tu vii la Mărgău, să trăiești decent, iar 1000 de euro pe lună ar fi un profit net decent pentru tine și copilul tău, că am înțeles că e un copil mic, sigur, să trăiască. Da, vă mulțumesc, la fel. Cum vezi treaba asta? Te vezi în stare acis de unul singur cu alți prieteni din Mărgău? Cu domnul președinte de asociație, chiar cu Sorin? Chiar am vorbit și o să fie o asociere între noi doi. Te vei asocia cu sigur, într-o lume în care CAP-urile nu au existat, tu vrei să te asociezi. Cu credință în Dumnezeu trebuie să mergi mai departe și chiar este prietenul meu de atâta timp și e foarte în măsură să pună roadele, să pună bazele. Și te vei face cioban? Ce vei face? Capre? Vei face oi? Orice se poate materializa aici. Adică poți să faci capre, poți să faci oi, vaci, de exemplu, de rasă, de carne. Poți să faci o pensiune, două, o păstrăvărie, o nu știu... Gabriel, vom vedea noi în cele ce urmează, vom lucra împreună luni de zile ca să putem reuși treaba asta, că Dumnezeu, altfel să dea îți dai seama că 1 milion de oameni sau cine știe câte lume ne privește, ne va râde o țară întreagă dacă nu reușim. Dacă reușim cumva, ceea ce foarte puțină lume crede că vom reuși, atunci am câștigat bătălia. Pentru că suntem și foarte puțini și lumea în ziua de azi nu mai are speranță. Nu mai are încredere în nimeni. Nu mai are încredere. Și mai are, în primul rând, nu are încredere în el. Da. E cea mai mare problemă. René, vrei să intervii? Te rog, René. J'ai une question à poser aux femmes. Un des grands problèmes en France, c'est les femmes ne veulent pas rester à la campagne. Vous vivez à la campagne. Comment vous voyez l'avenir des femmes à la campagne? Vreau să adresez această întrebare doamnelor de aici. În Franța există o mare problemă, femeile nu vor să rămână la țară, vor să plece. Cum vedeți dumneavoastră această chestiune a femeilor în mediul rural? O doamnă care vrea să răspundă, în ce măsură avem un viitor pentru femei în mediul rural, într-o lume în care știm că de regulă greu o tânără s-ar mărita cu un țăran, știind cât de mirositoare este munca la capre, la oi și în alte domenii din zona, să zicem, din zona animalelor. Poate la prima vedere ne pufnește râsul, dar până la urmă e o mare problemă. Ca să-și poată stabiliza femeile la țară, o să vedeți ce au făcut. Cine le poate răspunde, domnișoara? Păi, în primul rând, nu cred că vorbim strict despre mirosuri sau gusturi. Te adaptezi oriunde și dacă îți place, consider că poți să faci orice. Agricultura nu înseamnă numai părțile pozitive, are și părți negative ca și orice alt domeniu. Te vezi mâine nevastă de țăran, domnișoară, la țară, aici, în Mărgău? Trăiesc aici și știu ce înseamnă asta. Și pentru aici. Asta, da, nu o să mă fofilez niciodată. Să spun că nu o să fie pusă problema în așa fel încât să spun nu trăiesc la țară, nu mă pot adapta. Dar câte prietene ai care gândesc ca și tine la țară aici?
Din păcate, sau puține? Din păcate, numărul este în scădere. Bun. Deci avem și noi la Mărgău problema asta, în care fetele noastre tinere și-ar dori să trăiască la oraș în loc să trăiască la noi la țară. Ce ați făcut, René, ca să le țineți la țară pe fete? Nu le-ați legat. On n'a pas beaucoup parlé d'agriculture écologique, mais beaucoup de jeunes femmes ont ce désir et cette envie de préserver la terre-mère. Et elles sont attirées par des métiers en lien avec la terre, la transformation des produits. Elles sont très douées, les hommes aussi, mais elles sont très souvent dans des métiers de transformation du fromage, la vente directe. Elles ont plus de facilité pour vendre et elles savent aussi faire du pain, elles savent faire des produits transformés, en général mieux que les hommes, mais elles se sentent valorisées. Et une dernière chose, peut-être les chambres d'hôtes, l'accueil à la ferme, l'accueil d'enfants, elles aiment beaucoup faire cet accueil et donc elles restent avec ces fermiers-là. Nu am vorbit încă de agricultura ecologică și de legătura dintre producător și pământul mamă, care este ceva care vorbește femeii. Și o altă problemă, o altă chestiune este că femeia e foarte pricepută în tot ce înseamnă transformare, procesare de produse agricole în diverse forme procesate. Deci rolul femeii după tine, la voi în Franța, ați reușit să stabilizați femeia la țară, spunându-i că ea trebuie să se ocupe de agroturism, de să primească turiști în fermă. Și aici la Mărgău avem un spectacol de relief extrem de interesant care trebuie pus în valoare. Deci te gândești că la Mărgău ar putea funcționa și aici această activitate pentru femeie. Spuneai de primire de copii. Adică copiii din școli, din Cluj, care să vină să vadă vaca cum dă lapte, cum se mulge. Poate deveni treaba asta interesantă pentru copiii din Cluj? Nu știu. Spui că ar trebui să facă procesare pentru că oricum face de mâncare în fiecare zi și o face foarte bine, doar că ar trebui să legalizeze această bucătărie ca și business, nu? Și evident să se ocupe de vânzarea directă din fermă. Pentru că ea fiind acasă cu copii, asta este rolul ei. Alors tout ça, les hommes peuvent le faire aussi, mais les femmes trouvent souvent une place à côté des hommes qui préfèrent conduire les tracteurs. Elles préfèrent faire ça. Toate aceste activități, bărbații le fac și ei foarte bine, dar femeile o fac cu mare plăcere, în timp ce bărbații parcă preferă să conducă tractorul. Am înțeles. Deci, practic, ați găsit rolul, locul femei, cum să o stabilizați la țară. Cred că pentru astăzi, cam atât a fost emisiunea noastră, ar trebui să tragem linie. Săptămâna viitoare vom fi cu o altă tematică, cu alți francezi, care au alte experiențe din Franța, într-o altă comună, la Mărișel, vom fi joia viitoare, într-o altă comună, unde vom discuta alte aspecte ale vieții noastre cotidiene. De ce francezi? Am avut elvețieni săptămâna trecută, avem italieni săptămâna asta. Oricine din Europa ne poate învăța un alt mod de a trăi mai bine. Nicio problemă în privința asta, suntem primitori. Suntem într-o emisiune în care ne-am propus să dăm o șansă mediului rural, în care să valorificăm ce avem ca și potențial la țară și să învățăm tinerii agricultori lucruri simple, prin care pot să-și dezvolte afaceri legale în mediul rural, din care să trăiască decent cu copiilor. Facem o școală de afaceri ecologice itinerantă, ne mutăm din comună în comună în Cluj și obiectivul nostru este să ajungem în iarnă la avea în fiecare comună un grup de vânzare de produse ecologice, oameni care să poată trăi mai bine, 4-5 țărani, tineri țărani, care să se poată organiza mai bine în agricultura ecologică.